În ședința din 5 aprilie, Biroul Electoral Central a dat avizul favorabil unui număr de 14 însemne electorale ale partidelor și alianțelor electorale care s-au înscris în lupta pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European. În aceeași ședință, Biroul Electoral Central a respins semnele electorale ale unuia dintre cele două aripi ale Partidului România Mare și pe cel al Partidului Poporului. Până mai ieri, numai puțin de 21 de partide și alianțe electorale din România își doresc să-și trimită reprezentanții în Parlamentul European în urma scrutinului din 9 iunie. Pe lângă partide cunoscute și cu vechime pe ieșichierul politic românesc, pe lista Biroului Electoral Central figurează și partide despre care nu se știe mai nimic. Astfel, în ședința din 5 aprilie au fost admise semnele electorale care vor figura pe buletinele de vot pentru Partidul Oamenilor Credincioși, Partidul Umanist Social Liberal, Alianța România Puternică, Partidul Acum, Partidul România Mare, depus prin intermediul domnului Iovici Teodor Victor, președinte, Alianța Electorală Partidul România Noastră, PRN, Partidul Dacismului Autonom Conservator, PDAC, Partidul Oltenilor, Partidul Noua Românie, Partidul Patrioții Poporului Român, PPR, Alianța Electorală PSD-PNL, Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul Alternativa Dreaptă, Alianța Politică România Socialistă. În ședința de ieri, 9 aprilie, Biroul Electoral Central a dat aviz favorabil și pentru însemnele electorale ale Alianței Dreapta Unită, USR-PMP Forța Dreptei, Fralipe al Romilor, Alianța Națională Creștină, Partidul Pro-România, Partidul SOS România, Partidul Reînnoim Proiectul European al României, Partidul Patrioților și, nu în ultimul rând, Alianța Electorală AUR. De remarcat faptul că pentru alegerile locale, care se vor desfășura tot în data de 9 iunie, Biroul Electoral Central a avizat până acum semnele electorale pentru 68 de formațiuni și alianțe politice dornice să câștige funcții de primar, consilier local și județeni și de președinții consiliilor județene.